Ce privește evenimentele de la Timișoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată de cercurile care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună sub stăpânire străină din nou poporul nostru. Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României. Dumneavoastră care își reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenței României. Fermitatea, unitatea poporului nostru a asigurat independența și construcția mai departe a socialismului în România. Și acum trebuie să acționăm în deplină unitate, cu fermitate, împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forța, unitatea națiunii noastre, care acționează în slujba diferitor servicii de spionaj și cercuri imperialiste pentru a împărți din nou România, pentru a înrobi poporul nostru. Cunoașteți ce au făcut și spuneau înaintașii noștri: murim mai bine în luptă cu gloria de plină decât să fim sclavi iarăși pe veciul de pământ. Și trebuie să luptăm să trăim liberi și independenți. Decât oricând să acționăm în spiritul democrației noastre muncitorești, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societății noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că trebuie în orice împrejurări să asigurăm integritatea și independența României. Reintroducă șomajul, să reducă nivelul de trai al poporului și, cu scopul deschis formulat, să dezmembreze România, să pună în pericol însăși viitorul poporului și națiunii noastre independente. Thank you.
cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii națiuni, acțiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei și de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămână în continuă o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului. Și doresc să declar și aici că vom face totul pentru a apăra integritatea și suveranitatea României, libertatea și viața poporului nostru, bunăstarea întregii națiuni. Această mare aș dori să subliniez importanța consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor socialiste participante la tratatul de la Varșovia, care a avut loc cu o săptămână în urmă în București. Am acordat la această consfătuire o atenție și problemelor economiei mondiale și îndeosebi situației țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta pentru că actualmente situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate și din acesta, desigur, un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este o situație care nu poate să continuă mai departe. Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și 100 de ani sub capitalism aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a pus întotdeauna pe o asemenea cale. Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face flocul mere sau rechita micșunele. Să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. Și e posibil să ne întâlnim cu plopi și cu rechită care să facă mești. Dar nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna. Poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogății din țări.
aceste cercuri și acești domni ar trebui să-și îndrepte lucrurile, privirea spre două direcții. Cum să se lichideze asuprirea țărilor în curs de dezvoltare? Să se rezolve datoria externă de 1.200 de miliarde de dolari a acestor țări. Și aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani.